like your smile in the morning. Following the linings on your cheeks. Hey, astăzi plec în Italia. Este ora 6:15, m-am trezit la 6. M-am spălat pe față, m-am spălat pe dinți și acum o să mă machiez. Am bagajele făcute, am primul video în care mi-am făcut bagajele. Din care modificare mi-am mai băgat laptopul, pentru că mi-am dat seama că nu am când să postez videoclipurile și am nevoie să iau la mine ca să pot să le pun. Și da, astea ne facem gata. O să ne întâlnim cu restul fetelor și cu profesorii în centru, unde o să luăm un autocar. Să mergem cu autocarul până la București și avem zbor la 12:15. Deci, da. Și sunt gata, nu știu că se vede că m-am machiat. M-am îmbrăcat destul de simplu și lejer. Am geanta, ghiozdanul, valiza a luat-o tata, o să iau capul ăsta pe mine. Și geaca aia mea verde pe care nu știu cu ce dau, să vedeți imediat. Și da, haideți să plecăm spre autocar. În aeroport și m-am plimbat pe la duty free să luăm fetele câteva chestii, mi-am luat ceva de mâncare și acum avem așteptat undeva la o oră, cred, până vine avionul, practic, și mie mi-este foarte, foarte somn. Am ajuns în avion, am încercat să vorbesc cu voi afară, dar nu se vede absolut nimic, nici nu știu dacă se aude ceva, eu încerc. Și durează undeva la 2 ore zborul, așa că nu știu ce să fac, poate dorm, mă la serial, citim, apar n-am. Nu am prins loc la geam, din păcate, am prins loc la margine, dar în fine. Ne auzim când aterizăm. Nu sunt cameră, dar să fac tur când ne întoarcem, pentru că acum mergem la magazin să ne luăm șampon și gel de duș și de toate. Și nu stă părul bine, da, ok. Deci aici avem partea fetelor cu dulap, paturile. Asta este aici, mai să vă arăt priveliștea. Marea priveliște! Cam așa arată. E chiar nice. Aici este o masă, chestiile astea, un cuier, ăsta e patul meu, dulapul, notiera și da, cam asta e tot. Și baia. Asta este dușul, asta ne-ar cine cumpără noi astăzi. Asta ce mai venit pe acasă, ce mai cumpărat acum. Și da, nu e cine știe ce, dar e o baie. Și pe la 8 plecăm la masă, să vedem ce mâncăm. Da, mi-e și pe terasă. Ți-aș vrea să vă arăt, dar dacă o iau telefon de acolo, știu că nu mai pot să-l pun la loc. Așa să fie gata mâncarea. Ce triste. Jur. Așteptam să fie gata mâncarea. Haideți să vă arăt, este foarte drăguț aici.
După masă am fost cu fetele mele și în curtea aceea pe care cred că v-am arătat-o. Și am venit la pături și ceai și am cântat și a fost foarte drăguț să văd dacă vă interesează pe aici pe undeva, dar nu știu dacă interesează pentru că cred că sunt la copyright, în fine. Și după am fost în zona comunală unde ne-am jucat cărci și chestii și nu știu dacă pot să filmez prea mult pentru că suntem multe și poate nu vor toate să apară și m-aș simți prost, în fine. Dar cam asta am făcut, a fost foarte fun. Acum o să fac baie pe cap și da, ne vedem zilele astea pentru că seara asta nu știu dacă mai am timp să vă mai filmez. Să zic outfit-ul de astăzi. Am fost să mâncăm și ne-au dat un pachet pe care o să-l avem la noi. Așa că de să vă arăt ce am primit. Ce avem două sandwich-uri, niște fursecuri, o apă, un suc și un croissant. Asta o să mâncăm noi după viața asta. Și în prima zi am fost să vizităm orașul. Tot orașul, am mers undeva la 13 km pe jos, dar pot să spun că a meritat, chiar a fost foarte frumos, am văzut toate atracțiile, a fost foarte frumos și afară și atunci mi s-a părut totul foarte întortocheat, dar acum, după 3 săptămâni, pot să spun că pot să ajung în oricare de punctele astea fără probleme. Am fost să și mâncăm, pizza de deșin arată genial, chiar a fost foarte, foarte bună și acest gelato, doamne, genial, arată superb și are un gust divin, efectiv. Și am fost să mâncăm. Am mâncat pizza pe care v-am arătat-o. Deși ea nu arăta atât de bine, a fost surprinzător, chiar bună. Și înghețata a fost genial, efectiv. Și acum o să mergem într-un parc și să vizităm vreo două castele, ceva. Așa că, da, vedeți cât de frumos e pe aici. Deci, da, haideți să vă arăt. Când mergem la castel, cred, sau la parc, nu știu, vedem. Am ajuns în sfârșit în cameră, este ora 5, suntem plecate... De la ce ora suntem plecate? De la 10. Suntem moarte, a fost foarte... A fost frumos, dar foarte obositor. De foarte devreme. Și acum probabil o să dormim și mai ieșim din cameră când mergem să mâncăm. Pentru că nu avem energie să facem absolut nimic. Avem o fusta neagră, hanoracul, bocanci și șosete. Am ghiozdanul ca astăzi apare, nu să mergem să și desenăm. Am mâncat deja și acum mergem să vizităm ceva muzeu. Ce muzeu vizităm? Egiptean. Muzeu egiptean. Am ajuns la muzeu și am primit chestiile astea, gen și căști. Și am ajuns acum. Și acum se începe turul, așa că ai să vă arăt. Și după cum v-am spus, astăzi era zi de desen, așa că profesorii noștri s-au gândit să ne pună în muzeu pe jos și să desenăm ce vedem. Da, a fost foarte dubios, lumea a început să se strângă în jurul nostru și toată lumea se uita, deci efectiv noi eram atracția principală, dar îi înțeleg cumva atunci când vezi de ce nebuni care stau și desenează în muzeu. Îi cred și eu că s-au oprit să se uite, dar a fost drăguț. Și am terminat cu muzeul, acum am venit aici, în centru cumva. Și ca să vă spun așa cât de cât, a fost super interesant, am stat undeva la o oră jumătate. A fost foarte interesant și modul de a ne povesti totul, pentru că era părățelul ăla pe care l-am văzut și o căști pe care le-am și păstrat. Și ghidul respectiv avea un microfon și oriunde erai tu, nu contează unde te mișcai sau dacă se mișcai sau dacă era gălăgie, tu oricum auzeai. Și era foarte, foarte interesant și a avut detalii din astea, nu știu, nu erau ani și chestii boring, erau lucruri chiar super interesting și gen, am stat o oră jumate și chiar nu m-am plictisit.
După la sfârșit am stat să și desenăm, cred că o să vă arăt când ajung acasă desenul final. Și da, acum ne plimbăm, o să mergem să, pe la magazine, cred, vedem dacă ajung să-mi iau ceva, nu știu. Deci, să vedem centru. Este oricum foarte frumos, așa că, da, nu știu cât să stăm aici, dar vedem. Am ajuns la cazare, după ce ne-am plimbat și ne-am învârtit în centru ăla o grămadă. Efectiv, cred că ne-am învârtit în jurul lui timp de 2 ore, 2-3 ore, nu știu. Iar ne-am dat picioarele de mărim, în fine, am stat, am încercat să dorm, dar evident că n-am reușit pentru că am colegi nebune. Și acum, fapt în seara asta, este ziua mea, una dintre băieții pe care am întâlnit aici. Și am vorbit și cu prietenii lui să mergem să luăm tor și, în fine, mai multe chestii. Și acum o să mergem asta, o să mâncăm. Și acum nu știu cât o să mai pot să vă filmez în seara asta, poate voi să ceva pe video, habar n-am. Dacă nu, ne vedem mâine. Nu știu dacă m-am arătat ceva de aseară, dar am spus că a fost ziua unuia dintre persoanele care ne-am întâlnit și ne-am culcat undeva la ora 7 și am dormit până la 1 și acum la 2 avem cursuri. Avem cursuri undeva în centru, deci nu suntem în același campus. Așa că nu știu dacă o să pot să vă filmez atunci, nu știu ce să facem. Habar n-am. Și noi în camere, este 7 fără 15 minute. Am fost într-o școală ceva, dar nu era o școală de arte, era de alte ceva informatică, nu știu, n-am zis foarte bine. Oricum, în momentul de față am 4 zile dormite 12 ore, așa că nu știu cât de coerentă pot să fiu. Dar oricum, școala nu a fost, nu arată wow, adică când te gândești, wow, o școală din Italia, e așa mare și împunătoare și nu e cine știe ce, dar în fine. Și acum avem început, ne-am introdus, fiecare s-a introdus și el ne-a prezentat un pic care este faza, cam ce trebuie noi să facem. O să ne împartă pe grupuri și va trebui să facem fiecare câte un proiect, practic să planificăm un eveniment bazat pe artă, gen legat de artă, în grupuri și să facem tot, planificare de afișe, de promovare, de efectiv tot și după va trebui să-l și prezentăm, putem să ne alegem unde să-l prezentăm, adică nu trebuie neapărat să facem asta în clasă, putem să mergem la o cafenea sau într-un parc sau fiecare își alege probabil și în funcție de ce a planificat și nu am fost foarte atenți pentru că toți am dormit foarte puțin. Și e și foarte urât afară și întunecat și efectiv ne pica ochii în gură de somn. Dar în fine, am ajuns la cazare, pe la ora 8 avem masa și după nu știu ce mai facem. Probabil o să stăm iarăși cu ceilalți, sunt grupul din Spania, nu știu dacă v-am mai zis până acum, sunt un grup din Spania, un grup din Portugalia, Franța, Irlanda. Nu mai știu, acum mi se pare că a mai venit un grup, că am mai văzut un autocar în fața hotelului, dar nu știm sigur ce grup. Și da, e foarte interesant, foarte drăguț. Am stat aseară o grămadă, până pe la 7 dimineața, cred că v-am zis. Dar da, acum cred că o să mă culc și mă trezesc chiarăși la 8 pentru masă. Aici eram noi cu spanioli și ne jucam cărți în cameră, ne-au învățat să jucăm blackjack și au intrat peste noi grupul de polonezi care au venit să cânte la mulți ani lui Berry, care împlinise 18 ani. Ca să înțelegeți, noi am cântat practic la mulți ani la 12 noaptea și fix în ziua respectivă, probabil au aflat mai târziu sau ceva de genul. Și fun fact, noi am ajuns să mâncăm căpșunile și prăjitura pe care i-au luat-o, deci da. Hai să vă arăt niște copii de penitenciar. Aia e penitenciara numărul 1. Asta care face cu mâna. Ăla-i 2. Asta-i 3.
Și pentru că întreg scopul nostru a fost să învățăm cum să organizăm un eveniment artistic, ne-au adus în această clădire unde se țin o grămadă de evenimente, sunt organizate, ca să ne explice cumva procesul, ne-au făcut un tour și să învățăm cumva meserie de la ei. Ne-au arătat mai mult ce o să facem noi în aceste săptămâni, mai mult cursuri o să facem următoarele două săptămâni, o să vedeți. Am terminat turul aici, ne-a făcut o doamnă o prezentare, ne-a spus mai multe cuvinte, am pus întrebări, în fine. Și acum o să întoarcem la școală, ne împarte pe grupe, ne mai spune câteva chestii, mai stăm o oră jumătate la școală și după cred că o să mergem la un restaurant să mâncăm pe undeva. Pentru că murim de foame și de somn, dar foarte mult de foame. Nothing like your smile in the morning, following the linings on your cheek. Am fost la magazine, i-am luat un parfum pe la arată acasă și acum suntem aici ca să aștept să-și fumeze prietenii mei țigările și după mergem la hotel. Nu știu cât de bine se vede acum pentru că este seară și nu mai am lumină, dar în fine, am ajuns noi acasă, am mâncat, am mai stat, am făcut un duș, în fine, și haideți să vă arăt mai întâi parfumul. Am primit la parfum această, nu mă ustră, gen parfum variantă mini, doar că e aceeași colecție, doar că altă aromă. În fine. Apoi am primit astea, toate, nu aromele, toate mirosurile, toate variantele, nu știu, din colecția asta. Am primit acest Orfard. Și stai să găsesc, uitați, pele breloc, stai să scrie aici, ok, și acesta este parfumul, asta e cutia, și arată cam așa, este absolut genial, miroase superb, așa dulce este, doamne, am îndrăgostit efectiv de el, a fost scump, nu o să vă mint, a fost scump, dar contează, mi-a plăcut super, super mult. Și de astăzi am fost fără profesori, ne-am plimbat singure, pentru că domnul profesor s-a simțit rău și doamna a trebuit să stea cu el, așa că ne-am dus singure și chiar îmi descurcă foarte bine, cu autobuze, cu tot. Și mâine o să mergem la piesa de teatru a celorlalți care din ei au venit aici ca să facă o piesă de teatru și până acum au repetat-o fiecare zi, din 9 ore, săraci. Și mâine o să putem să mergem la spectacol să-i vedem. Așa că asta ne așteaptă mâine, nu știu dacă mai arăt ceva seara asta, dar... Da, pa, deocamdată. Cine lasă cea de toate zilele, avem lapte într-un pahar improvizat cu Oreo, un sandwich de acum nu știu câte ore și un Ryan și o moartă acolo, dar nu știu dacă se vede. Azi, după cum ați văzut, cred, am fost la Muzeul de Artă Modernă, care a fost exagerat de plictisitor. Am stat undeva la 2 ore ca să vedem opere de artă, care erau, din punctul nostru de vedere, niște prostii, dar în fine, cine este să judecăm. Și acum jumătate de grup s-a dus să mănânce și jumătate de grup a venit în cameră să se culce, printre care și eu, pentru că mor de somn. Da, nu știu când mai mănânc astăzi, nu știu dacă mai apuc să mai mănânc o dată astăzi. Și diseară o să mergem la piesa de teatru a celor care mai sunt în campusul ăsta. Și cam asta este planul pentru astăzi. Suntem în drum spre teatru. Not to serve them, not desire to know them, nor to follow them.
care a început deja de jumătate de oră și ne alergăm ca proștii prin Torino. On your cheeks, 'cause baby in your absence life is boring, so I'll never leave. It's easier to love. Am ajuns de la hotel întregi în viață, alergat și am fugit și am făcut toate alea pe acolo ca să ajungem la masă. Am ajuns într-un final, am întârziat, dar măcar am ajuns. S-a supărat un pic doamna pe noi, dar în fine, măcar am văzut spectacolul. A fost foarte, foarte frumos, efectiv. Deci, ei au jucat totul foarte, foarte bine. Băi, și aveau, nu știu, lumini și sunet și recuzite și tot a fost genial, efectiv. Nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. Nu am înțeles foarte multe din piese, dar mi-a plăcut pur și simplu cum a fost totul organizat și cum a fost făcut. Genial. Și, da, asta este ultima seară, de fapt, în care ei mai rămân, pentru că noi suntem 3 săptămâni și cam toate persoanele care ne-am făcut, ne-am prietenit aici și cei mai mult care ne-am prietenit spaniolii, pleacă în seara asta. Adică nu seara asta, mâine. Seara asta vreau să zic că este ultima seară, deci dăm party, party. Încă în croissant tip și mi-am pus marmeladă pe croissant cu pensula de machiaj pentru că nu avem altceva. Cafeluța de toate zilele. Am părul nașpa și ne spălat și l-am prins într-o coadă, dar să vă arăt fitul de astăzi. Wait. Ok. Nu știu dacă am filmat un weekend, adică nu știu dacă o să pun weekendurile pentru că de obicei nu facem mare lucruri și mai mult în casă și nu place să filmez. Dar au plecat spanioli, cum cred că m-am mai zis, și a venit alt grup de norvegieni și italieni și ne-am prietenit cu ei aseară, am stat și am vorbit, nu știu ce, am fost drăguț. Și acum o să mergem la muzeul cinematic sau ceva de genul. Chiar pare super interesant și pare și frumos afară, așa că, da, cred că o să fie drăguț. Imediat. Și așteptam să urcăm cu liftul, e un lift gen de sticlă și poți merge super, super sus și se vede super, din ce am înțeles. Și a fost efectiv cel mai mișto muzeu de până acum, ăsta foarte interesant, a fost o grămadă de chestii, dar cred că sunt mai multe lucrurile pe care vi le-am arătat, adică, Savina. Când am vorbit cu voi, eram încă la muzeu. De atunci am ajuns acasă, am dormit, mi-a făcut baie pe cap
și a fost să mâncăm. Și muzeul a fost foarte interesant, cred că a fost cel mai interesant muzeu pe care l-am văzut până acum. Părere muzeu. Poți să intru? Foarte mișto. 9 din 10 și interior și exterior. Recomand. Și da, acum o să mergem afară pe terasă. Mai o țigară, mai o vorbă, mai o bârfă și atât, cred. Mai nu știu ce facem. Mai avem cursuri? Ne vizităm. Nu știu ce vizităm, dar vedem. Ceva palat. Și astăzi mergem la un ceva palat, nu știu sigur cum se numește. O să vă scriu undeva pe ecran. Vedeți că mă grăbesc foarte tare, o să vă arăt fritul în lift. Și da, hai să mergem. Astăzi n-am fost nici la micul dejun pentru că am dormit, deci nu am avut ce să vă arăt. Și ca să plecăm. Asta e fitul de astăzi. Am geaca de piele. Tot becul în care am sandwich, apă și chestii de genul. Și da, haideți că mă sună prietenele, pa! E bine că am întârziat, că am fiecare zi. Pe mine stă părul bine. Toată lumea în spate, nu știu dacă se văd. Suntem în drum spre castel. După ce am terminat la castel, da, am ieșit pe terasă acolo și ne-am băut o cafea, am mâncat un croissant în vine și ne-am întors acasă și acum am vrut să mergem cu bicicletele, sunt biciclete din acestea publice cumva și jumătate de oră la ei este gratis. Și vreau să luăm toate și să ne plimbăm așa prin oraș cu profesorul, dar nu știu sigur dacă o să ne lasă doamna. Dar așteptăm acum să vedem dacă o convingem. Concluzia de la castel a fost superb efectiv, deci cea mai interesantă, cea mai frumoasă atracție din Torino de ce am vizitat până acum și totuși, cred că și la final tot asta o să mi se pară cea mai frumoasă. Am făcut poze, vreau să le pun pe Insta, așa că intrați pe Instagram-ul meu dacă vreți să le vedeți. Și da, să vedem dacă ieșim cu bicicletele, dacă nu vă țin la curent cu ce facem. Am vrut să luăm biciclete și am văzut că sunt 8 euro pe zi și nu avem bani să dăm 8 euro pe zi, așa că am renunțat la idee. Și mergem să mâncăm și căutăm în disperare o pizzerie și o gelaterie. Atâta asta vrem. Asta e expres continuu. Yay! Atâta vrem în viață. Vedem când găsim. Că suntem aici mai pe lângă Prada, Gucci și Dior, adică nu știu. Aici am KFC ceva. Da, sincer, mai de buget așa. Ăștia afară pe terasă. Nu știu ce v-am arătat ultima dată, dar în seara asta n-ai făcut niciun party, niciun nimic, pentru că cred că v-am zis că au venit săptămâna asta niște norvegieni care sunt foarte plictisitori. Nu știu dacă norvegieni în general la ei sunt foarte plictisitori. Noi obișnuiți cu restul persoanelor de pe această Europa, care erau mult, mult mai distractivi și plini de viață și de party și bla bla bla, ce sunt super boring. Așa că am venit în cameră și nu știu dacă mă facem ceva în seara asta. Și așa s-a terminat prima săptămână jumătate. Nu am avut cum să pun tot într-un video, așa că urmează și partea a doua, în care o să vedeți mai multe videoclipuri de la cursuri și alte tâmpenii pe care le-am făcut în acest proiect, așa că stay tuned!